De luni 16 august, linia verde de transport public în centrul istoric al Sibiului va fi operațională. Minibuze electrice vor asigura transportul călătorilor în zona centrală a orașului. Odată la fiecare 8 minute va sosi în stație un minibuz al liniei verzi, la orele de vârf, adică dimineața și la prânz. În restul zilei nu veți aștepta în stație mai mult de 10-14 minute. Prețul unui bilet este de 2 lei și se poate achiziționa la automatele din stațiile liniei verzi. Peste 2000 de artiști și tehnicieni din 38 de țări sunt așteptați să participe între 20 și 29 august la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unul dintre cele mai mari evenimente de gen din lume, iar cea mai mare provocare pentru organizatori o reprezintă și în acest an pandemia de COVID-19, a declarat joi președintele FIZ și directorul general al Teatrului Național Radu Stanca, Constantin Chiriac. Programul complet al festivalului îl găsiți pe oradesibiu.ro. USR Plus Sibiu consideră că zona metropolitană a Sibiului trebuie începută chiar cu municipiul Sibiu și niciun caz reședința de județ nu poate lipsi din această formă de asociere. Mai mult, filiala din Sibiu a partidului spune că crearea unei zone metropolitane ar aduce numai beneficii atât pentru municipiul Sibiu cât și pentru localitățile limitrofe. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.